Alături de noi îl avem și pe domnul profesor universitar, dr. Daniel Coriu, este președintele Colegiului Medicilor din România. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că sunteți alături de noi din nou. Aș vrea să vă întreb, ați citit raportul? Aș fi foarte curios să aflu care ar fi și concluzia dumneavoastră. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Da, am citit acest raport, am citit de mai multe ori ca să-l înțeleg. Acest raport aduce câteva elemente foarte importante. În primul rând, demonstrează implicarea unui medic. A existat un diagnostic și o parafă. Deci există argumente suficiente pentru noi, ca organizație profesională, Colegiul Medicilor România, să ne autosesizăm și să declanșăm o anchetă disciplinară. Un al doilea element care îl aduce raportul este că DSP-ul, deci o instituție a statului român, afirmă că această unitate sanitară nu îndeplinește condițiile pentru realizarea unui act medical de calitate. Deci este o concluzie foarte clară, argumentele sunt foarte bine expuse, noi le-am discutat, cred că două seri la rând, am discutat și am afirmat încă din primele clipe că această unitate sanitară nu cred că poate să fie numită spital și același lucru, aceeași concluzie acum aduce o instituție a statului român, adică DSP-ul. Domnule profesor, vorbiți despre o anchetă disciplinară. Ca să înțelegem, care este mecanismul acestei anchete disciplinare? Ce se întâmplă și cine este anchetat disciplinar? Cei care erau noaptea respectivă acolo la camera medicul, de gardă? Medicul care a pus parafa pe diagnostic. Și asistenta nu. Deci asistenta nu intră. Noi suntem Colegiul Medicilor. Deci asistenta nu intră în domeniul nostru de responsabilitate. Deci Colegiul Medicilor Ialomița va declanșa o anchetă disciplinară, va avea o concluzie care probabil va fi atacată și ulterior această anchetă va ajunge la nivelul Comisiei Superioare de Disciplină, care, să spunem, este a doua instanță. Da, din ce știu și din ce mi-a spus anterior, în acest caz se poate ajunge până la retragerea dreptului de a practica medicina. Aceasta este cea mai drastică sancțiune. Absolut. Retragerea dreptului de liberă practică. Corect. Pentru că am reușit să discutăm și cu asistenta, chiar dacă nu face parte din domeniul dumneavoastră de activitate, aș vrea totuși o concluzie după ce ați ascultat și ați urmărit discuția pe care am avut-o cu asistent. A spus de trei ori nu comentez. A spus referitor la ce s-a întâmplat acolo, eu am încercat să aflu dacă ar fi putut să o convingă să rămână, ce s-ar fi întâmplat în continuare. Nu avem de unde să știm din moment ce situația nu este așa. Ce înțelegeți din asta? Este foarte greu să comentez atitudinea doamnei asistente. Nu știu dacă avea ceva de făcut în plus, dar cu certitudine acolo trebuia să fie un medic. Însă trebuia să cheme medicul. Da. Asta trebuia să se întâmple și medicul avea datoria să facă un consult. Extrem de importantă această declarație. Vă mulțumesc mult că ați făcut-o. Vă rog să rămâneți alături de noi. Discutăm în continuare prin legătură telefonică directă cu noi. Este domnul Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății. Am prezentat elemente din raport. Bună seara, domnule ministru. Bună seara. Am prezentat elemente din raport. Puteți să ne spuneți care este concluzia dumneavoastră după ce poate că ați văzut la noi acest raport, poate că ați reușit să îl citiți astăzi? Am reușit să trec prin el, am văzut de la conferința de presă a doamnei director Mioara Coman cu domnul ministru. Da, se puse pe hârtie lucrurile care de altfel s-au spus în spațiul public. Mai mult cred că raportul vine să aducă ceva lumină în situația reală a spitalului la urgenți. Pare să fie o confuzie în primul rând în mintea tuturor decidenților locali sau cel puțin în spusele lor, dacă nu în minte, vis-a-vis de secția de obstetrică ginecologie de acolo. Există
ca structură a spitalului, aprobat de Direcția de Sănătate Publică. Acolo, de fapt, există doi medici, dar de fapt există un singur. De gardă ar fi fost un medic, dar de fapt au fost doi. Un spital care avea doi medici de gardă, două asistente, dacă țin minte bine, practic a dat greș în a ajuta la modul cel mai de bază, dacă vreți, doi pacienți în aceeași zi. Aflăm că medicul care a făcut, care era de gardă, de fapt își declină competențele pentru o chestiune altfel nu extrem de complicată, adică ajutorarea unei gravide. Dacă, ce m-a mai frapat este de asemenea timpul, dacă ne uităm la momentul în care a intrat în camera de primire urgente, cred că era la 5.21 de dimineață, la 5.30 deja năștea. Așa este, timpul este corect. Nu mi-e foarte clar cât a fost, cât de eficient a fost doamna asistentă în a da afară femeia din spital. Nu vreau să supra-simplific lucrurile sau să bagatelizez, dar dacă la 5.21 intră în spital, cum poate la 5.30 să fie deja afară și să nască? Adică când a fost consultantă, când măcar a stat un minut de vorbă cu dânsa cineva, respectiv cu familia care era aproape. Da, o să aflăm, pentru că iată, domnul președinte al Colegiului Medicilor din România, domnul profesor Daniel Coriu, ne spune că se va face o anchetă disciplinară în acel spital, să vedem ce va stabili și această anchetă. Eu însă vă propun în continuare să vorbim despre un alt eveniment, unul în care pacientul a avut de suferit și care s-a întâmplat tot la Spitalul Urziceni. Este spitalul vizat deja de două anchete penale. Ați văzut deja, un bărbat a murit la scurt timp după examinarea medicală, o femeie a născut în curtea spitalului. Așadar, acest nou eveniment este despre o doctoriță care țipă și înjură o pacientă și pe fiica acesteia. Evenimentul a avut loc în urmă cu ceva mai mult de un an, tot la camera de gardă din acest spital. Doctorița acuzată de un comportament incompatibil cu profesia de medic s-a mutat între timp la o altă unitate spitalicească. Ce nu am putut să aflăm? Nu am găsit nicio urmă de anchetă internă în acel spital. Nu știu acum dacă dumneavoastră vă puteți autosesiza, dar vreau să vă întreb care ar fi trebuit să fie procesul normal, pentru că aceste înregistrări erau cunoscute chiar de către conducerea spitalului. Conducerea spitalului știa, pentru că membrii din conducerea spitalului cu care am vorbit au confirmat off the record pentru mine că se știa despre asta. Deci să înțeleg că este o înregistrare oficială? Este o înregistrare care a fost... Știa. O înregistrare despre care conducerea spitalului cel mai probabil știa, este o înregistrare care circula printre angajații spitalului și totuși nu știm dacă a fost o anchetă. Care ar fi trebuit să fie primul lucru pe care conducerea spitalului ar fi trebuit să o facă? În primul rând trebuie să spunem că această atitudine este inacceptabilă. Dacă acest lucru este adevărat, dacă acest dialog s-a întâmplat, oricum trebuie verificat cumva, este de neacceptat. Noi suntem datori cu o minimă empatie. Poate nu toți suntem născuți să avem acest dar, dar ar trebui cumva să învățăm, să ne asumăm această bună comunicare cu pacientul. De fapt, ăsta este secretul succesului în actul medical, buna comunicare cu pacientul, să se apropie pacientul. Iar această atitudine nu este de acceptat și nu va avea, nu poate să aibă rezultate bune. Ce trebuia să se întâmple? Sigur, trebuia să fie, dacă conducerea știa, trebuia să fie o anchetă disciplinară, o anchetă administrativă care să se formeze local, iar dacă pacienta, familia considera că este cazul, trebuia să facă o reclamație către Colegiul Medicilor Ialomița. Deci aceasta este prima etapă, Colegiul Medicilor anchetează disciplinar cazul și poate să dea o sancțiune. Acum, după un an, mai poate fi făcut ceva? Mai poate fi făcută dreptate unor pacienți?
Vedeți, noi suntem oarecum într-o situație delicată, auzind la televizor o înregistrare. Nu există reclamații, nu există documente depuse. Așteptăm, dacă familia dorește acest lucru, să facă o reclamație. Iată, este o invitație pentru familie, pentru că, într-adevăr, ar putea să ne contacteze pe noi sau Colegiul Medicilor din România și să depună această reclamație. Întâi Colegiul Medicilor Legal Omița. Aceasta este regula. Prima etapă este Colegiul Teritorial. Da, o precizare foarte importantă. Aș vrea să îl întreb și pe domnul Vlad Voiculescu. Domnule Voiculescu, ați urmărit, ați ascultat înregistrarea. Ce părere aveți dumneavoastră? Două lucruri aș avea de spus. Unu, și medicii sunt oameni și atunci unii pot avea probleme inclusiv de sănătate mentală. Într-un moment sau în vieții, asta se poate întâmpla oricăruia dintre noi. Sigur că asta nu e o scuză, nu scuză dintr-o dată un comportament al unei persoane, că e medic sau nu, ci ar trebui să existe și, din păcate, în foarte multe locuri nu există. E chiar un lucru general, dacă vreți. O atenție din partea instituțiilor, care sunt datoare, în primul rând, față de pacienți. Adică un astfel de comportament, după cum aș mai da exemple de comportamente de medici care se laudă cu premiere intergalactice și, de fapt, nu respectă niciun protocol și nu cred că sunt cuvinte tari sau prea tari, dacă spun pe unii medici, chiar nu-și fac treaba și nu pot fi, și colegii ai lor nu sunt deloc mândri că sunt că fac parte din același corp profesional. Scapă cu asta și merg mai departe și ai aproape în fiecare unitate medicală ai medici care nu văd pacienți, ai medici care aproape nu trec pe la spital, ai medici care se comportă față de proprii colegi sau față de pacienți în moduri complet rușinoase. Lucrurile astea n-ar trebui să se mai întâmple, dar aici e o chestiune care sunt reguli de bun simț și reguli scrise care trebuie puse în practică de unitatea medicală și apoi mai sus până la minister. Asta se poate face într-un sistem, sigur, care nu mai este plin de pile și de care nu mai este clientelar, în care nu mai poate să spună cineva, las că mă înțeleg eu bine cu primarul sau cu managerul și atunci pot să fac orice, pot să nici nu vin la serviciu, știți? În București sunt foarte mulți medici care nu vin la serviciu decât pentru o oră, două pe zi. Există asta. În România, chiar în capitală, există și în alte orașe. Există medici care nu văd pacienți și toată munca este pe umerii altora. Există toate lucrurile astea și, după cum există, și astea sunt lucruri pe care vreau să-l spun, ceea ce arătați în seara asta și în ultimele seri legat de spitalul din Urziceni, nu e chiar o excepție la nivel, nu sunt chiar excepții la nivel național. Asistente care nu deranjează medicul, și sunt gărzi de asemenea, sunt gărzi foarte grele în țara asta, făcute de medici, și sunt gărzi foarte ușoare. Și toate sunt plătite la fel, sau mai mult sau mai puțin la fel. E un loc comun acesta, că medicul nu este deranjat și că lasă parafa. Un lucru care, așa cum spunea domnul profesor Coriu, pe care îl salut, este profund în neregulă. Lucrul ăsta se întâmplă în foarte mult un sens medical și este în profund în neregulă. Gărzile sunt bine plătite, oamenii sunt ar trebui să fie capabili, de exemplu, un medic, chiar de la Urziceni, ar trebui să fie capabil să diagnosticheze ce se întâmplă cu o femeie care tocmai se pregătește să nască și să-i dea și primul ajutor, măcar atât. Dar ăsta este un exemplu. Un alt exemplu este lipsa aceasta de respect din partea unor asistente, din partea personalului medical, din partea medicilor chiar, lucrul ăsta iarăși n-ar trebui să fie tolerat. Poți să spui că nu te pricepi, poți să spui că vrei să apelezi la un coleg, poți să spui că ești foarte ocupat și că pacienții trebuie să aibă răbdare. Asta se întâmplă în multe țări din Europa.
medicii sunt supra-solicitați. În România, în multe locuri, este de asemenea o realitate. Domnul profesor Coriu, cred că poate să confirme asta chiar din propria experiență. Acolo unde se face performanță, acolo există foarte mulți pacienți și pentru medici este foarte greu. Da. Dar asta nu înseamnă că poate fi permis așa ceva. Aș vrea să-l întreb pe domnul profesor. Domnule profesor, e o situație general valabilă, o situație sistemică? Știm că avem medici foarte buni în România. Nu vrem să arătăm că toți medicii sunt așa, dar există astfel de situații și multă lume se plânge de un asemenea comportament, inclusiv în București, nu doar în spitale din acestea mici. E o situație general valabilă. Ce se poate face pentru a rezolva această problemă care, cum spune domnul Vlad Voiculescu, este una sistemică? Eu nu aș generaliza, nu aș spune că este o situație sistemică, dar un studiu recent făcut de noi am demonstrat că 36% din medicii României sunt în stare de burnout, nivel ridicat și foarte ridicat. Ce înseamnă burnout? Înseamnă epuizare, înseamnă distanțare mentală, înseamnă lipsa empatiei. Și un doctor în burnout își pierde această capacitate de empatie și poate să aibă astfel de ieșiri. Dar, sigur, sunt de neacceptat. Din nou, repet acest lucru, este un lucru care nu avem voie să trecem cu vederea. Dar eu vreau să mai sesizez ceva din spusele doamnei doctor. Dânsa afirma, îi spunea paciente și familie, că nu are cum să transfere pacienta, că nu primește nici Slobozia și nici București. Așa, într-adevăr. Lucru care este foarte adevărat. Aici trebuie să fim cu picioarele pe pământ și să recunoaștem acest lucru. Nu știu ce posibilități avea dânsa de a ajuta pacienta la acel moment, dar probabil considera că e nevoie de un transfer. Uitați, aici trebuie să lucrăm, aici Ministerul Sănătății trebuie să facă niște reguli foarte clare, un drum foarte clar, un traseu foarte clar al pacientului. Adică un doctor în turn oraș mic, într-o cameră de gardă, se află cu un caz complicat, un caz grav, care îl depășește și el trebuie să aibă acceptul de transfer de la un spital mare din București. Lucru care, din nefericire, este foarte, foarte greu de obținut. Deci acest lucru trebuie să înțelegem că există, e o realitate și sistemul. Când vorbesc sistem, mă refer la organizatorii, cei care răspund, au responsabilitatea sistemului medical, ar trebui să rezolve.